Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brăgat.ro și Testaria și vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul smartwatch-ului Samsung Gear 2 primit în testele Quick Mobile. Este un smartwatch care a fost lansat în tandem cu celebrul smartphone Samsung Galaxy S5. Vă voi arăta ce se află în cutie și voi prezenta atât ceasuri cât și vă voi explica care sunt principalele sale specificații. Eu am primit varianta în teste cu cureaua pe portocaliu Arată foarte interesant. Sunt curios și cum va arăta pe mână. Haideți să vedem ce se mai află în cutie. Avem un încărcător. Este un adaptor care poate fi folosit cu un încărcător care poate fi folosit cu orice adaptor pentru Europa. Iar aici avem docuri de încărcare. Pentru a încărca acest telefon sau pentru a conecta la un smartphone Samsung aveți neapărat nevoie de acest doc care se așează pe partea din spate a device-ului. Veți vedea imediat cum. Haideți să scot această tipă. Nu știu dacă ceasul este încărcat, așa că... O să vă arăt mai întâi cum arată și cum se ține la mână. Avem în partea de jos a ecranului un buton pentru... Iată, am și o să Avem acest buton pentru accesarea meniului. Dar și pentru pornire nu este însă încărcat. Îl voi încărca și veți vedea cum funcționează alături de un smartphone Samsung. Este un smartwatch compatibil cu o gamă variată de telefoane. Are și o cameră de 2 megapixeli, iată. O cameră așezată inteligent pe partea de sus a carcasei ceasului. Cureaua arată foarte bine. Cei drept, eu aș prefera varianta pe maro sau pe negru, însă sunt convins că sunt destui care preferă și această variantă pe portocaliu. Voi reveni cu un review detaliat al acestui smartwatch, vă voi arăta principalele sale funcții. Dar asta după ce îl voi încărca. Vă spuneam la început că are nevoie de acest doc pentru a se încărca. Iată, așa se așează docul pentru conectarea prin NFC la un dispozitiv compatibil Samsung. Aveți nevoie de conectarea acestui doc. Lipiți docuri de telefonul Samsung și apoi conectați, este foarte simplu, veți descărca un fișier pe telefonul vostru pentru a vă putea conecta cu smartwatch-ul Samsung Gear 2. Aștept părerea voastră despre acest smartwatch, voi reveni cu un review în care vă voi arăta cum funcționează alături de un telefon. Cum vi se pare Samsung Gear 2 ca și design? Aștept comentariile voastre.